Vijelia de ieri seara a făcut prăpăd în Prahova din cauza copacilor smulși din rădăcini. 600 de familii din localitățile Albinar și Aricești Zeletin au rămas pe întuneric. Alte 13 localități au rămas nealimentate parțial. Este vorba despre Valea Călugărească, Blejoi, Sângeru, Ceptura de Jos, Cioranii de Jos, Sălcile, Urlați, Rachieri, Corlătești și Luturoșu, fiind afectați în total 853 de consumatori. Probleme au fost și la instalațiile electrice. Au fost avariate 4 posturi de transformare nealimentate și o linie de tensiune medie. La Vâlenii de Munte, o locuință a fost inundată, iar mai multe străzi au devenit impracticabile din cauza puhoaielor. Canalizarea nu a mai făcut față apelor, așa că timp de câteva minute acestea au fost acoperite de apă.